venit la Star Matinal și ne întoarcem în redacția Antena Stars la colegul nostru Bogdan. Te ascultăm cu următoarea știre. Știm cu toții că Nadine pune accent mult mai mult în ultima perioadă pe gândire și este mult mai profund în gândire și mai mult decât atât, aceasta încearcă să-și ajute semenii prin conferințele pe care le ține și prin atelierele de creație pe care le organizează. Dar cu toate acestea, cu toate că reușește să ajute foarte multă lume, ea se simte dezamăgită de cei din jur. Iată ce mesaj a postat Nadine pe contul său de socializare. Personal, mai grav decât că sunt jignită, mi se pare gândul că eu aș putea jigni un om și să-l las nelămurit, să creadă că este ceva greșit cu el, să se simtă mai puțin decât este. Cu câtă ușurință le spunem oamenilor ce credem despre ei, cu câtă ușurință ne dăm cu părerea. Și cât de tare greșim când facem asta. Om bun, nu ține cont de părerile nimănui despre tine și nu-ți da cu părerea despre nimeni. Să fii bine, să fim bine. Te îmbrățișez. Așadar, acesta este mesajul lui Nadine către toți cei care au jignit-o, au umilit-o, au aruncat cu noroinia, despre jigniri, jignirile pe care le-a simțit pe pielea ei ani de zile, în toată copilăria ei. Nadine a vorbit tot timpul despre, în mod deschis, despre această perioadă foarte grea în viața ei. Să știi că este cel mai bun și cel mai frumos și cel mai sănătos răspuns din partea ei și o admir pentru faptul că nu a decăzut moral și este ok, se ține tare. Ba chiar chestia asta nu a făcut decât să o transforme într-un om mai bun. Asta eu o numesc ascensiune. Deci asta nu poate fi decât o ascensiune. Faptul că s-a retras, că și-a găsit liniștea sufletească, faptul că nu a păstrat în suflet acea ranchiună pentru, nu știu, eram mai micuță pe vremea una din și mi-amintesc extrem de vag tot ce a fost despre ea și așa mai departe, pentru că nu stăteam la perioada aia să mă uit la televizor, eu eram mai mult pe afară, eram cu ale mele. Vedeta a avut o copilărie foarte grea, cea s-a copilărit fără părinți, la vârsta de 6 ani a ajuns într-un centru de plasament, ce mama ei murise și tatăl plecase în Congo, în țara natală. Mamă, îți dai seama că rămâi cu niște traume în urma unei astfel de copilării și o admir pentru că a ajuns un om foarte bun acum și extrem de pozitiv și faptul că este mentor pentru unii e ceva extraordinar. Adică nu știu dacă am ce să comentez în cazul ei. Și oricum, orice ar fi fost părerea mea, că oricât de grav ar greși un om, lumea nu are dreptul să judece aspru, nu are dreptul să... Nici măcar pe noi nu avem dreptul să ne judecăm, înțelegi? E foarte bine să fim perfecționiști, e foarte bine să fim, să ne corectăm, dar în momentul în care ai făcut o greșeală, nu e ok să te urăști toată viața pentru chestia aia. Asumă-ți faptul că ai greșit, învață din acea greșeală, învață să mergi mai departe, să nu o repeți, ce ție nu-ți place, altuia nu face, așa, și nu păstra în suflet chestia aia, pentru că nu faci decât să trăiești cu... E ca și cum ai arunca un cărbune încins spre cineva, n-ai cum, odată ce iei cărbunele ăla, te frici tu, știi, și noi, dacă despre... ar trăi toată viața cu ura aia în suflet și cu frustrarea aia că a fost jignită, că a fost hăituită, că a avut o copilărie, Doamne, de ce eu, de ce ăla are și eu nu... Ce rezolvăm? Nu rezolvăm nimic. Aia e. Despre jigniri vorbește Nadine în mod special în acest mesaj emoționant. A fost jignită toată copilăria. Ea spune, am vrut să mă albesc toată copilăria ca să se joace copiii din fața blocului cu mine. Stăteam sub o salcie toată ziua. Eram convinsă că umbra ei mă va albi. Vreau să fiu pe păturici cu copii și să ne prefacem că vindem și cumpărăm diverse cu bani din frunze. Nu am apucat să mă joc niciodată. Slavă Domnului, ce lecție extraordinară. Da, asta e și mai traumatizant, să nu vrea niciun copil din fața blocului, din fața casei, din cartier, de unde o fi, să se joace cu tine. Pe doar pentru că ești mai închis la ten, vezi, aici ține și de creștere. Uite, eu nu am fost așa. Depinde de copil. Depinde că sunt unii copii care sunt răutăcioși, dar chestia aia nu e de vină copilul. Chestia e de vină din... Că, nu știu, copilul ce vede acasă, aia face și când iese în fața blocului și când merge la grădiniță și la școală.
Eu de mic am fost învățată să nu fac discriminări, să tratez pe oricine la fel, la fel cum dai să rămână doamnei învățătoare, doamnei educatoare, la fel îi dai să rămână și doamnei care face curățenie când ieșiți din clasă sau când intrați, sau pentru că toate merită bună ziua și sunt și ele mame, dar depinde ce educație primești. Și uite că ea, care a avut o copilărie atât de grea și a fost, a crescut și fără părinți și în centrele de plasament. Hai să fim serioși, știm foarte bine ce viață duc acei copii și mai ales acum s-au mai schimbat treburile. Acum când a intrat cu protecția copilului mai, și a intrat mai în drepturi, ca să zic așa. Dar înainte știm foarte bine cum erau copiii respectiv, că ei primeau ajutoare sociale și de fapt nu ajungeau la ei mai nimic, nici haine, nici... Dar Nadine, eu admir. A avut de suferit foarte tare, copiii râdeau de ea și nu putea să se refugieze acasă, să plângă pe umărul părinților, pentru că nici măcar pe aceea nu i-a avut. Însă iată că toate aceste traume, toate aceste lipsuri, neajunsuri, au făcut, așa cum spune și ea, să o aducă în punctul în care este acum, să fie mentor și să împărtășească din trecutul său celor care pot învăța de la ea. Da, încă o dată jos pălăria și nu trebuie să uităm că indiferent de greutățile pe care le avem în viață, Dumnezeu nu ne dă chestia aia, sau Universul, sau cum vreți voi să spuneți, nu ne dă chestia aia dacă nu o putem duce. Fiecare își care crucea. Dar hai